Știți unde se găsește puterea noastră creativă? În emisfera dreaptă a creierului, răspund experții. Această parte a minții este responsabilă de imaginația și de capacitatea noastră emoțională. Despre puterea vizualizării creative discutăm cu specialist în dezvoltare personală, Camelia Ștefan. Bine ai revenit la noi, Cami! Bine v-am găsit, Alexandra! La ce ne ajută creativitatea vizuală? Creativitatea vizuală, practic imaginația, ne ajută să ne construim acele imagini în mintea noastră care ne schimbă starea, care ne dau o stare bună, plină de energie pentru ziua care urmează. Practic, în loc să ne trezim de dimineață cu o imagine care să ne sece de energie și care să fie așa de genul n-am chef de nimic pentru că încă o nouă zi în care îmi repet rutina, în care îmi repet atâta muncă și obișnuințele, ce fac? Conștientizez că am această imagine și conștient îmi aleg o imagine care să mă umple de această stare pozitivă, să-mi dea o energie bună pentru o nouă zi de muncă. Ce este de făcut în cazul ăsta? Dacă știm că avem creativitatea de partea noastră, cum putem înlocui acele gânduri negative de dimineață cu unul pozitiv și cum putem implementa practic această creativitate vizuală în viața de zi? Practic, ne alegem o imagine când ne trezim care, să zicem, să-ți dau un exemplu, că e mai ușor de înțeles așa. Mă gândesc că sunt pe plajă. Ce simt când sunt pe plajă? Simt razele soarelui pe pielea mea, simt căldura, aud sunetul păscărușilor, văd în depărtare stâncile. Am o experiență senzorială și având această experiență senzorială acționez ca și cum. Deci îmi creez această imagine în mintea mea. Ca și cum ai fi acolo, ca exact, și cum ai trăi totul. Și cu toate simțurile mă conectez la acea imagine. Adică simt exact ceea ce simt când sunt pe plajă. Văd ceea ce văd când sunt pe plajă. Aud sunetele, valurile, pescărușii. Și atunci toată energia mea se schimbă. Și cu acest sentiment de recunoștință, ca și cum aș fi deja fericit, îmi încep o zi nouă, fără să las trecutul, fără să las zilele trecute și problemele să-mi invadeze noua zi în care ne păcălim singuri în momentul în care ne visăm cu ochii larg deschiși pe malul mării și auzim valurile spărgându-se, sau nu ne păcălim, ne ajută foarte mult. Partea noastră care nu crede asta, partea logică, pentru că noi vesticii suntem mult funcționali pe partea asta, bineînțeles că o să spună că ne păcălim singuri și, în schimb, puterea creativității, vizualizării creative, este folosită din cele mai străvechi timpuri. Ea era foarte mult folosită de nativii americani care își visau viața. Practic, ne păcălim singuri, cine pe cine. Deci păcălim doar acea parte care spune nu cred că este adevărat. Însă nici eu nu vreau ca oamenii să creadă din prima că este adevărat. Vreau să le spun să încerce și să vadă singur rezultatele. Și să vadă că acest ca și cum, deci a te preface, nu durează foarte mult și a intrat în starea dorită. Deci practic cum ne ajută acest ca și cum? Acest ca și cum este o tehnică care o folosim foarte mult în programarea neurolingvistică pentru că începem să acționăm ca și cum ceva ar fi adevărat. Să zicem că îmi doresc ceva nou în viața mea. Încep să acționez ca și cum este deja adevărat. Am acea atitudine de învingător care mă ajută. Și aceste noi obișnuințe care pleacă de la ca și cum este adevărat mă ajută și mă duc mai aproape de ceea ce îmi doresc. Pentru că să ne punem întrebarea, care sunt lucrurile, ce ne aduc nouă lucrurile dorite? Ne aduc anumite sentimente, emoții, ne aduc o experiență senzorială. Iar acea experiență senzorială noi putem să ne-o creăm deja în interiorul nostru, iar apoi restul va veni firesc. Care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem spre acest ca și cum? Prima dată ne creăm imaginea în mintea noastră, ne asociem cu ea, o trăim cât mai intens, după care acționăm ca și cum este deja adevărată. Și practic această putere vizuală, puterea din noi, a creativității, putem să o folosim și atunci când avem probleme. Așa cum spunea Einstein, aceeași gândire, dacă o folosim să rezolvăm o problemă, nu ne va duce la rezultate, pentru că este gândirea care a creat problema și atunci trebuie să căutăm noi soluții pentru a rezolva o situație.
Și atunci putem folosi puterea asta a imaginației enormă, puterea asta a creativității care este în noi, pentru a găsi soluții la probleme. Sunt mulți oameni care au probleme și nu cred că este posibil. Cred că dezvoltarea personală și cred că aceste lucruri sunt niște povești. Însă eu chiar astăzi spuneam cuiva, dacă gândirea pe care ai avut-o până acum nu te-a ajutat să-ți rezolvi problemele, poate este momentul să te uiți și la alte perspective și la alte moduri de a gândi ale celor din jur și încearcă, nu crede din prima ce ți se spune, dar încearcă măcar să gândești ceva diferit ca să ai rezultate diferite. Pentru că cu aceeași minte care a creat o situație, nu putem să rezolvăm acea situație. Trebuie să mergem la un alt nivel sau să încercăm noi perspective. Este ușor în teorie să spui că te imaginezi ca și cum ai fi pe malul mării. Dar practic, în momentul în care intri în contact cu colegii tăi și vezi că ești la muncă și ai aceeași rutină zilnică, îți dai seama că este ca un fel de a fi. Așa este. Orice poate să intervină ziua noastră și să ne strice. Și este normal să fie așa, pentru că relațiile dintre oameni nu sunt o armonie. Practic, conflictele pot fi văzute ca un lucru creativ. Însă să zicem că ajungem la birou și cineva ne strică starea aia perfectă cu care am plecat de acasă. Ce facem în momentul ăla? Ce facem? Ne oprim. Este foarte important să ne oprim și să respirăm conștient. Să ne conectăm cu noi înșine. Pentru că în momentul acela, când respirăm și ne conectăm cu noi înșine, deja am pus o frână, nu am reacționat imediat la ce au spus colegii, nu am intrat imediat în acel joc emoțional din jur și mi-am dat voie să fac un pas, să respir, să mă aduc în contact cu mine, să-mi observ emoțiile care sunt, să-mi aduc aminte cu ce stare am plecat de acasă și prin câteva respirații să îmi aduc starea de care am nevoie. Pentru că aia care se creează zi de zi în jurul meu, aia nu mă ajută cu nimic. Chiar dacă am dreptate să fiu supărat pe cineva, chiar dacă am dreptate să mă cert, chiar dacă am dreptate, nu mă ajută cu nimic starea aia. Eu mie fac. Deci se întoarce asupra noastră, nu asupra colegilor din jur, și asupra lor. Însă atunci când noi ne conectăm la noi înșine și aducem acea stare de bine din noi, se schimbă și mediul în care trăim, automat. Ce sfaturi ai pentru toți telespectatorii Fresh Refresh? În primul rând, în fiecare seară, să găsească 5 motive pentru care sunt recunoscători. Este foarte, foarte important să se deschidă în energia aceea de recunoștință. Și cei cărora le e greu să facă acest lucru, nu știu, să se uite în jurul lor, să se conecteze cu natura și să se bucure că răsare soarele, că iarba e verde, că e câteodată atât de frumos afară și un aer atât de pur, chiar și după ploaie. Așa este. Îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept cu nerăbdare la Fresh Refresh. Cu drag, Alexandra. Mulțumesc și eu tuturor. Rămâneți cu noi. Revenim imediat.